Iubiții mei, am început în duminica trecută o serie de prelegeri, de expuneri despre noul legământ. Am definit termenii, ce însemnează legământ sau tratat de alianță, contract de asociere sau testament. Acte juridice care au cu toate un element care le face să fie interschimbabile, termeni pe care putem să-i schimbăm unul cu celălalt. Ne-am referit la vechiul legământ, cel încheiat de Moise, de Dumnezeu prin Moise cu poporul evreu la Sinai, și vreau să reținem termenii esențiale. În primul rând, a existat o carte a legământului, un text al legământului, pentru că Dumnezeu nu intră în asociere fără să spună clar la ce ne asociem. Ne spune ce ne oferă El și ne spune ce așteaptă de la noi. Noi ne uităm la ce ne oferă, ne uităm la ce ne cere nouă și noi spunem accept sau nu accept. Dumnezeu nu ne obligă. Nici pe evrei la Sinai nu i-a obligat. Deși i-a scos din Egipt, deși i-a adus până acolo, acolo le spune: fiți atenți, vreți să intrăm în acest legământ? Auziți bine termenii și dacă sunteți de acord, atunci încheiem în mod solemn legământul. Există deci un text al legământului în care se face clar care sunt obligațiile celor două părți care intră în asociere. Acum, celălalt principiu foarte important: dacă o parte calcă legământul, legământul e anulat. Dacă o parte calcă contractul, nici cealaltă parte nu mai este legată să rămână în asociere. Și lucrul acesta îl explică Dumnezeu prin profetul Ieremia. Ieremia 31:31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua în care i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Legământul acela ei l-au călcat. Prin urmare, e anulat. Eu nu mă mai simt obligat. Țineți cont că Dumnezeu se obligase să le dea o țară și să-i ocrotească în țara aceea. Și țineți cont că atunci când au făcut templul, Dumnezeu a coborât cu slava Lui acolo în templu și a zis: eu sunt prezent cu voi în țara aceasta. Chiar înainte de a veni Nebucadnezar, Ieremia trăia pe vremea lui Nebucadnezar, chiar înaintea de aceea un alt profet, profetul Ezechiel, a văzut într-o vedenie cum Dumnezeu s-a ridicat din templu, slava lui Dumnezeu s-a ridicat și s-a dus de acolo. Și cu aceasta Dumnezeu a spus: nu mai sunt în legământ cu voi, adică eu nu voi mai ocroti țara aceasta. Și a dat voie lui Nebucadnezar să vină să ardă țara, să demoleze templul, să distrugă totul, pentru că s-a anulat legământul. Voi ați călcat legământul și prin urmare nici eu nu mai țin partea mea din legământ. Acesta este un principiu foarte important. Deci sunt două principii. Unu, că la început Dumnezeu ne face cunoscuți termenii legământului și ne invită, vrei să intri voluntar în acest legământ? Și doi, după ce am intrat în legământ, dacă îl călcăm, nici Dumnezeu nu se mai simte obligat să rămână în legământ. Pentru că legământul presupune credincioșia ambelor părți. Foarte important să observăm un mic detaliu aici în Ieremia 31. Legământ pe care ei l-au călcat, zice Domnul, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Foarte interesant. Dumnezeu zice, eu m-am cununat cu ei. Eu am devenit soțul lor și ei au devenit soția mea. Căsătoria este un legământ. Aceasta ne-o spune Dumnezeu în profetul Maleachii, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Căsătoria se încheie printr-un legământ între cei doi, care spun eu voi fi cu exclusivitate al tău, eu voi fi cu exclusivitate a ta. E un legământ pe care îl fac cei doi, să fie unul a celuilalt și să fie cu exclusivitate unul al celuilalt. În proroci, în Vechiul Testament, ori de câte ori poporul evreu mergea să se închine la dumnezei străini, Dumnezeu zicea, aceasta este o trădare în căsnicie. Voi curviți cu Baal, voi comiteți adulter, pentru că vă duceți cu un alt Dumnezeu afară de Dumnezeu cu care v-ați căsătorit. Legământul dintre Dumnezeu și poporul evreu era un legământ de căsătorie, un legământ care implica exclusivitate. Eu sunt al vostru și voi sunteți ai mei și nu mă împărțiți cu nimeni. Nu mă trădați cu nimeni, voi sunteți numai ai mei. Iar dacă vă duceți cu alți Dumnezei, ați călcat legământul, ați comis adulter și ați rupt legământul, ați desființat căsătoria. Așa vorbește Dumnezeu. Aceștia sunt termenii pe care îi folosește Dumnezeu și e foarte important să-i reținem, pentru că și în noul legământ e vorba de o căsătorie. Domnul Iisus ni se dăruiește ca soț unei soții și biserica este mireasa lui. E o legătură intimă în noul legământ încheiat de Domnul Iisus. Și acum să venim la noul legământ și să ne uităm întâi de toate la modul în care s-a încheiat legământul. Era seara cinei. În cadrul cinei, Domnul Iisus a luat paharul și a spus, acest pahar este legământul sângele legământului celui nou. În momentul acesta, noi pornim în acțiunea de încheiere a noului legământ. pornim în acțiunea aceasta pentru că ea urma să fie sigilată pe cruce. Dar înainte de aceasta, ne uităm în Ioan capitolul 14, 15, 16. Cina Domnului are loc în Ioan 13. Și Domnul Iisus după aceea rostește un discurs. Discurs care în mod evident se referă la actul pe care tocmai l-a inițiat, noul legământ. Într-un legământ există termeni ai legământului, la ce mă oblig eu și la ce vă obligați voi. Și uitați-vă bine în Ioan 14, că Domnul Iisus vorbește exact pe termenii noului legământ. 1. Versetele 1-3. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Eu mă duc să vă pregătesc loc și mă oblig să viu înapoi și să vă iau și pe mine acolo, ca să locuiți cu mine acolo unde locuiesc eu. Iată la ce mă oblig eu. El explică puțin mai detaliat apoi. Nu există dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Eu mă duc acum să-mi dau viața pentru voi, pentru că eu trebuie să anulez dreptul diavolului asupra voastră, să împac justiția lui Dumnezeu, să ispășesc vina păcatelor voastre. Numai așa vă pot aduce în legământ cu Dumnezeu. Dacă rezolv problema barierelor între voi și Dumnezeu, trebuie să fac pace între voi și Dumnezeu. Și nu o pot face decât prin sângele crucii mele. Așadar, iată ce fac eu în cadrul legământului. Eu mă răstignesc în locul vostru și eu vă deschid calea spre cer. Și eu voi veni și vă voi duce cu mine în cer, pentru că vreau să fiți și voi acolo unde sunt eu, fii ai lui Dumnezeu, și eu să împart cu voi tot ce are Dumnezeu, să fiți și voi cu mine acolo, sau cum o spune el în Apocalipsa 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, așa cum tata mi-a dat mie să șed cu el pe scaunul lui de domnie. Sau în Luca 22, imediat după cină, Domnul Iisus spune, așa cum tata s-a legat cu legământ că îmi dă împărăția, așa mă leg și eu cu legământ, că vă dau împărăția cerurilor. Prin urmare, în legământul acesta, Domnul Iisus se obligă să ne dea Canaanul ceresc. În Evrei 8 și 9 ni se spune că noul legământ e bazat pe promisiuni mai bune decât cel vechi. În vechiul legământ, promisiunea a fost țara Canaanului. În noul legământ, promisiunea e tot universul, împărăția cerurilor. Un nou legământ bazat pe o nouă promisiune. Acum, deci Domnul Iisus întâi de toate spune la ce se obligă El, ce oferă El în acest legământ. Apoi, imediat, Ioan 14:15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și apoi repetă în versetul 23, Cine are cuvintele mele și trăiește după ele, le păzește, acela mă iubește. Și mai repetă încă de două ori, până la capitolul 14, versetul 15, versetul 14. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă spun eu. Dacă trăiți după poruncile mele, la ce vă obligați voi? Voi vă obligați să luați toate poruncile mele și să trăiți după ele. Exact așa cum scrie în Matei 28:19. Duceți-vă și faceți ucenici, învățându-i să păzească, să trăiască după tot ce v-am poruncit eu. Învățați-i toate învățăturile pe care vi le-am dat eu și învățați-i să trăiască așa. Partea noastră în noul legământ este să trăim după toate poruncile Domnului Isus. Și unde sunt scrise poruncile Domnului Isus? Răspunsul este clar, cele mai multe porunci ale Domnului Isus. Poruncile Domnului Iisus formulate sistematic le găsim în Predica de pe munte, Matei capitolul 5, 6 și 7, și în Predica de pe câmpie, Luca capitolul 6. Poruncile Domnului Iisus se mai găsesc și în alte locuri, de exemplu în Matei 13, mai sunt în Matei 18, mai sunt apoi în Matei 21-25. Sunt mai multe blocuri de învățătură pe care le găsim în Matei și le găsim paralel și în Marcu și în Luca. Deci noi ne obligăm să trăim după aceste învățături ale Lui. Vă rog, fiți atenți iarăși la un termen care e foarte important să-l înțelegem. Cuvântul cheie în toată gândirea ebraică e cuvântul Tora. Tora, din păcate, în limbile noastre s-a tradus cu legea. Tora în ebraică înseamnă învățătura. Tora este toată învățătura pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise. Cele 5 cărți ale lui Moise, Geneza, Exodul, Numeri, Levitic și Deuteronomul, sunt Tora, sunt învățătura pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise. Dar învățătura aceasta, Dumnezeu a dat-o cu caracter temporar. Vom vedea într-o altă emisiune de ce și cum. E clar pentru că Dumnezeu îi spune lui Moise în Deuteronom 18:15. Eu voi ridica pe un alt proroc ca tine, pe acela trebuie să-l ascultați. Și la schimbarea la față Dumnezeu repetă, acesta este Fiul meu, de El să ascultați. Învățătura dată prin Moise a fost concepută de Dumnezeu cu caracter temporar, până când urma să vină Fiul Lui și să ne dea învățătura finală a lui Dumnezeu. Tora lui Moise și Tora lui Hristos. Învățătura lui Moise și învățătura lui Hristos, legea lui Moise și legea lui Hristos. Avem expresia aceasta, legea lui Hristos, în Galateni 6:1 și în 1 Corinteni 9:17. Eu nu sunt fără o lege, spune Pavel, ci eu sunt sub legea lui Hristos. Așadar, noul legământ se bazează pe învățătura Domnului Isus. Când intrăm în legământ cu Domnul Isus, ne obligăm să trăim după învățătura Domnului Isus. Iată de ce e atât de important ca noi să mergem din nou la Evanghelii și să studiem învățătura Domnului Isus, să o asimilăm, să o memorizăm, să o medităm și mai ales să zicem cum trebuie să o aplic în viața mea. Pentru că Domnul Isus se obligă să-mi dea cerul. M-a plătit la calvar și se obligă să-mi dea tot cerul și îmi cere să trăiesc după învățătura Lui. Și eu îi spun, Doamne Iisuse, te iubesc pentru ce ai făcut pentru mine și pentru ce îmi promiți că vei mai face. Te iubesc și îți demonstrez dragostea mea prin faptul că iau învățătura ta și trăiesc după ea. Te iubesc și trăiesc după poruncile tale. Iubirea mea pentru Domnul Isus se manifestă prin cunoașterea învățăturilor Lui și prin trăirea după învățăturile Lui. Amin.